Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Eurofermă. Iar astăzi avem o premieră. Emisiunea Eurofermă se află pentru prima oară în Moldova, la Chișinău. Moldagrotec se numește târgul organizat în această perioadă. Am avut marea bucurie ca pe aleile acestui târg să ne întâlnim cu domnul Bogdan Soare. Domnule Bogdan Soare, recunosc că eu sunt pentru prima oară în Moldova și atunci o să vă rog pe dumneavoastră, dacă tot v-am găsit, să ne faceți o radiografie a ce înseamnă agricultura în Moldova. Mă bucur că vă întâlnesc și aici. Eu nu sunt pentru prima oară, pentru că Moldova este o țară de care mă ocup. Sunt și eu, la fel ca și voi, prima dată la acest târg și am venit să văd dacă ceea ce credeam eu despre agricultura din Moldova este adevărat și foarte important să-mi revăd partenerii, distribuitorii și fermierii. Ce credeți dumneavoastră despre agricultură și ar trebui să știe fermierii? Facem o comparație sau măcar să afle fermierii situația agriculturii din Moldova? Da, e foarte interesant și pentru cineva care nu vine aici, e foarte important că voi sunteți aici și puteți să prezentați atât cât puteți voi cuprinde cu camera de la vedere o parte dintre realitățile din Moldova. Pentru mine a fost o surpriză această țară din punct de vedere al agriculturii, pentru că nu am crezut că este atâta deschidere pentru tot ce înseamnă tehnologiile moderne din vest. Dar după cum puteți vedea și aici, avem toți jucătorii importanți din piața de mașini, avem toți jucători importanți în piața de semințe și erbicide și este foarte important ca să poziționăm în timp. Dacă îmi permiteți o comparație, agricultura din Republica Moldova este cam ce se întâmpla în România în anii 2000. E foarte important de asemenea să înțelegem că aici încă există taxă vamală pentru tot ce înseamnă produs altul decât produs în Republica Moldova și că ei nu au avut acces la fonduri europene cum noi am avut acces la acești bani europeni care ne-au putut ajuta să ne dezvoltăm, iar din punct de vedere al vânzării recoltei, în majoritatea cazurilor, totul se vinde în dolari. Este numai puțin important că și prețurile de achiziție pentru inputuri, și aici mă refer la îngrășăminte, motorină și celelalte inputuri, sunt un pic mai mici. Dar cu toate astea, global privind, situația din Republica Moldova este puțin mai grea decât situația din România, pentru că predictibilitatea este mult mai mică. Și din acest punct de vedere, nu cred că într-un orizont de 5-7 ani, dacă nu se schimbă abordarea aici, vor putea să se apropie mai mult de agricultura din România. Este foarte adevărat că sunt fermierii foarte performanți, cu dotare din vest. Sunt fermieri din Germania, sunt fermieri din Italia, care exploatează terenul în această parte de lume și care, venind cu bani, au putut să-și aducă tehnologia pe care și-o doresc. E foarte important, de asemenea, să înțelegem că terenul agricol are o pondere importantă, dar foarte dezvoltat este sistemul de vie și pomi, sau de pomi și vie, pentru că relieful nu este de cele mai multe ori similar cu ce avem noi, să zicem, în zonele noastre de Bărăgan. Seamănă mai mult cu zona Vasluiului, Galațiului, Iașiului, adică exact zona Prutului. Calitatea terenului aici? Calitatea terenului aici, datorită tehnologiilor pe care s-au bazat în ultimii 60-70 de ani în perioada Uniunii Sovietice, produselor pe care le-au folosit, din punctul meu de vedere, este similară cu ce avem noi în județele menționate, dar mult sub județele din sud. Adică sunt terenuri de deal, sunt terenuri cu aport freatic destul de redus, s-a lucrat foarte mult în tehnologia clasică cu
plug, exact, tehnologia clasică. Hibrizii și soiurile pe care le-au folosit au fost soiuri și hibrizii produși în Republica Moldova și doar după ce s-au deschis către vest au reușit să îndepărteze un pic acest factor limitativ al producțiilor. Da, au avantajul că sunt soiuri și hibrizii creați și adaptați aici, dar ca și potențial de producție, din punctul meu de vedere, cel puțin ce discutăm acum 15-20 de ani, au fost net inferiori ce oferea Europa. De câte ori se organizează Moldagrotech în Moldova? Deci, această expoziție organizăm de două ori pe an. Este Moldagrotech Spring și Moldagrotech Autumn, primăvara și toamna, pentru că așa sunt și lucrările agricole. Și de aia ținem cont de interesele persoanelor de primăvară care dau start sezonului agricol și noi îl dăm noi startul acesta și apoi la finele când strângem roada și iar vin și participanți și vizitatorii care sunt din aia la altă parte. Spuneți-mi câți vizitatori adună și dacă e mai de interes mai multă prezență primăvara sau toamna? Cred că aici ar fi binevenit să fac o mică remarcă și să explic. Deci, Moldagrotech Autumn se face în paralel sau împreună cu expoziția Farmer. De aceea, bineînțeles că dacă sunt două expoziții la un loc, sunt și mai mulți vizitatori, sunt și mai mulți participanți. Iar Moldagrotech Spring este doar startul sezonului agricol și este un pic mai mică expoziția. Dar iarăși, depinde că sunt lucrări care trebuie făcute primăvara și sunt lucrări care trebuie făcute toamna. Acest târg adună circa 9-10 țări și cel de primăvară și cel de toamnă, 9-10 țări participante avem și sunt circa 150-160 de companii la Moldagrotech și dacă vorbim de farmer, 200 de participanți și la farmer. Deci ediția de toamnă avem circa 450 de participanți, iar la ediția de primăvară avem circa 160 de participanți. Dragi telespectatori, anul trecut am deschis un nou subiect de discuție pentru fermierii din România și e vorba de alun. Suntem la expoziția din Moldova, de la Chișinău și găsim aceeași temă de discuție despre alun. Alunul este o cultură nouă în Republica Moldova, care deja de 3 ani e o amploare foarte mare. Deja avem peste 300 de hectare plantat de alun italian, anume ceea ce cere piața industrială, adică un alun care are cel mai mare calități gustative, desigur. Și dacă ne urmărim și piața industrială, adică după prețuri, desigur, alunul italian are cel mai mare preț la vânzare. Desigur, ca și Italia, ca și Franța, ca și China, ei caută un alun de calitate. Avem deja aluni de ajuns, care, cum ar fi Turcia, Georgia, care au un alun de o calitate un pic mai rea ca alunul italian. Spuneți-mi, cine este clientul care vine să-și facă o livadă de alun în Moldova? E nou investitor? Cum arată? La momentul dat, dacă facem o medie în ultimii 3 ani, au venit mai mulți clienți care au deja alte culturi, cum ar fi prun, măr, vița de vie, dar nu au piață de desfacere. Desigur, au plantat niște soiuri care pentru Rusia, cum noi am fost deprinși ca țară, ca Republica Moldova, că exportam totul în Rusia, acum, desigur, Rusia ne-a pus embargo, ori ne cere mult mai multe documente, ori verificări și nu prea avem piață de desfacere în Rusia. Suntem obligați să exportăm ori în România, ori în Europa, cum ar fi, și desigur, sunt soiurile care europenii mai nici nu au auzit, ori cere o selectare a fructului, care în Republica Moldova nu există așa fabrici ca să poată selecționeze fructul. Și de asta sunt clienți care au decis să planteze alunul, fiindcă noi deja de 3 ani vorbim peste tot în țară că asigurăm orice client o vânzare sigură în Europa. Adică ajutăm, avem și o asociație producători de alun care ne-am pus în plan cu orice client, orice persoană, indiferent că a cumpărat plante de la noi, orică au plantat, au livezi de soiuri moldovenești, îi ajutăm să exporte alunul. Asta o facem de 3 ani, stăruim să-i dăm un preț foarte mare, adică să nu facem bani de pe asta, ca să nu lăsăm clienții să fie dezamăgiți, cum s-au dezamăgit în măr, prună, că nu au ce face. Vedem în fiecare zi la televizor cum lumea au probleme și aruncă mărul în... nici nu al strâng. Alții au spus că costă mai scump să-l strângă decât să-l vândă. Cât e minimul necesar ca să poți să fii rentabil?
Eu, adică după un business plan care noi l-am făcut, eu cred că 5 hectare deja e un business pentru familie. Vorbim până la 10 hectare, e ok să fie un business mic de familie, unde permite 2-3 persoane să lucreze fără să ia alți angajați, să aibă alte cheltuieli. Poate fi un profit minim de 100%. Dacă ne uităm după business planul care am făcut pentru compania noastră, pentru primele 40 hectare, un kilogram de alun trebuie să nu depășească sinicosul la 90 de cenți. Dacă ne uităm după birja alunului italian, cum ar fi Sol Giuffone, care a fost studiat anume și gândit pentru Republica Moldova, că este un clima unde ajunge până la minus 30 grade, are un preț mediu de 2,50 €. Sinicosul e 90, vânzare 2,50, cum puteți vedea singur, minimum profit de 100%. Este alunul pretențios, are nevoie de îngrijiri, de stropiri, de cum se întâmplă? Noi, acum 3 ani, desigur, ne-am pus la o masă rotundă ca să decidem ce business facem. Am ajuns la concluzie că alunul este, mai bine spus, este o specie care chiar nu are nevoie mai de lucru față de alte culturi, adică este poate făcut totul mecanizat, ceea ce ține de la prelucrare și la strângere. Nu avem foarte mult nevoie de oameni, fiindcă ceea ce și stropirile se fac mecanizate, strângerea se face mecanizată, adică ceea ce ține mai mult este un efort de a avea grijă la tăierea drajonilor. Aceea, primii 2 ani trebuie să facem manual, fiindcă, desigur, cu freză putem să rupem și tulpina plantei. Găsim forță de muncă? Nu. Noi, tocmai de asta și am ales cultura alunului, fiindcă în Republica Moldova, pe an pe an, tinerii pleacă toți pe hotare, mai practic toți, și desigur, cei ce au rămas deja sunt în vârstă și nu mai au nici putere să lucreze în câmp. De unde atâtea informații? Precum și spuneam, desigur, Republica Moldova nu are o experiență cultura alunului, ceva nou, știam foarte puțin. În general, la noi, la Universitatea Agrară, nu prea se predă mai nimic despre cultura alunului și nu avem nici agronom. Când am ajuns la faza că să implementăm acest business, această afacere în Republica Moldova, ne-am confruntat că nu avem oameni de știință care să priceapă în cultura alunului. Ceea ce am făcut, am căutat pe internet, am mers în câteva țări și ne-am interesat cine este persoanele acestea care cunosc foarte bine cultura alunului. Am dat peste o doamnă, se numește Daniela Farnelli, ea predă la Universitatea Agrară din Perugia, la cea mai veche universitate agrară din Italia. E din anul 1300, de când încă era călugării, de când era într-o mănăstire, deja se făcea primele descrieri despre cultura alunului. Dacă o să mergeți la Universitatea din Perugia, o să vedeți lângă mănăstire deja ceva pomi foarte vechi, de câteva sute de ani, care stau de alun în acea grădină a universității. Am mers la ea, desigur e foarte plină de lucru, adică e foarte ocupată, predă la cele mai mari companii, cum ar fi Ferrero, Nestle, predă cultura alunului, adică mai greu să o găsești chiar și la universitate, dar am rugat-o foarte mult să vină în Republica Moldova să ne ajute ce soiuri să plantăm la noi în țară, să aleagă ce terenuri putem planta, pe ce terenuri putem planta și desigur să ne dea informații despre cultura alunului. Ea a fost indignată, dar ea a fost un pic mai straniu, așa o țară mică, necunoscută nicăieri, practic vrea să ocupe de așa un proiect foarte mare, cum să producă alunul și însuși să-l vândă iarăși în Italia. A venit, i-am arătat ce dorim să facem. Ne-a văzut tineri, desigur suntem un colectiv foarte tânăr, adică plin de energie, și a decis să încheiem un contract de colaborare. Și doamna, până în ziua de azi, deja de 3 ani, vine de 3-4 ori pe an acasă, ne urmărește ceea ce facem, dacă nu facem ceva corect, ne cam dă pe sfoară și desigur ne dă foarte multe documente din care noi învățăm. Adică neavând un suport din partea ei, noi la sigur avem să facem foarte multe greșeli, cum au făcut alți agricultori cu alte culturi, adică avem să plantăm niște soiuri care nu au piață de desfacere. Ea însuși din start mi-a spus, dacă plantați ceva, sunt 3 lucruri în business, în agricultură, care trebuie să luați seama. Asta, primul este materialul săditor, 2. Piața de desfacere, 3. Tehnologie și știința. Bună ziua, numele meu este Alexandru Iță și sunt director de vânzări al companiei Arbos Eastern Europe și Balcan. Pentru noi este prima oară când participăm la un târg în Republica Moldova. Pentru dumneavoastră? Și pentru noi este prima oară când expunem oficial la târgul Republica Moldova. Este prima oară când venim în această țară
ce gen de tractoare credeți că este mai potrivit? Sau să începem cu începutul, ce știți despre fermierii din Republica Moldova? Măcar după o zi, două de târg, poate ați apucat să-i cunoașteți. Din ce am observat, și sunt sigur că nu suntem primii care vedem acest lucru, există o foarte mare concentrare pe partea de viță de vie, de terenului cu viță de vie, dar în același timp au o suprafață și foarte mare pe partea de teren când deschis. Noi am venit aici cu o gamă, să spunem, destul de largă, respectiv pentru culturi când deschis, dar nu foarte mari, avem gama de 25, 35, 50 de cai, iar pentru culturi mai mari avem tractoarele mari 110, 122 și 136 de cai. Așa cum știm, foarte mare acces pe piața din Republica Moldova se pune pe tractoarele specializate, unde avem în momentul ăsta expus unul singur, dar gama noastră cuprinde tractoare de la 48 de cai până la 102 cai, adică respectiv 75, 80, 90 și 102 cai. Finanțarea aici este o problemă mai mare decât în România? Cu siguranță nu există toate pârghile de finanțare comparativ cu România, care din acest punct de vedere este mult mai dezvoltată. Probabil și fiind în faptul că suntem în Comunitatea Europeană, are și aici un mare avantaj. Dar prin această expunere prima în România vom căuta și partea de finanțare astfel încât să o punem la punct împreună cu dealerii noștri, care vor fi prezenți în Republica Moldova, astfel încât fermierul moldovean să aibă acces direct și la finanțări foarte bune. Ce căutați de la un dealer? Ce calități trebuie să aibă el ca să devină dealer? Trebuie, în primul rând, să aibă o experiență în domeniul. Trebuie și este, să spunem, un punct principal să aibă un serviciu bine pus la punct, pentru că în urma vânzărilor vrem să avem parteneri care pot asigura un servis de bună calitate și foarte rapid. Este foarte dificil, și nu doar pentru cei din Republica Moldova, și pentru România, să poți să faci față unor utilaje care au foarte mulți senzori, care sunt foarte tehnologizate. Putem îmbina cât de cât să fie și mecanic și în trend cu tehnologia? Da, desigur. De fapt, toată gama actuală este în mare parte mecanică și mai puțin electronică, ceea ce duce, să spunem, la o servisare mai ușoară și la o fiabilitate în timp mai bună. Astfel încât, chiar și după perioada de garanție, fermierii își pot întreține singuri mașinile, dacă nu cumva au nevoie, normal, de ajutorul rețelei deja creată. Dar da, pe parte mecanică stăm foarte bine și suntem siguri și conviși de fiabilitatea utilajelor noastre și de servisarea lor, atât în garanție și, foarte important, și post-garanție. Vorbim de vreo garanție extinsă, pentru că, iată, venim pentru prima oară pe cele două piețe? Avem o garanție de 36 de luni pentru integrală pentru tractoarele de gamă mare, avem 24 de luni pentru tractoarele mai micuțe, adică 25, 35, 50 de cai, și 24 de luni pentru toată gama de tractoare specializate. Am descoperit oameni extraordinari, fermieri, ingineri, șef de fermă, extraordinari, care cunosc la fel de bine cum cunoaște un fermier român realitatea. Numai că între dorință și putință, între azi, sau dacă fermierul român a făcut acum 4 ani investiția și el o prognozează peste 2 ani, s-ar putea la un moment dat ca distanța asta să nu se reducă între nivelul de productivitate, media pe hectar, că da, avem soluri diferite și atunci degeaba, spre exemplu, am 1000 de hectare de rapiță, dintre care, cum spun ei, 900 sunt pe dealuri și doar 100 sunt pășes. Cum reușesc? Într-o parte fac 4 tone jumate și în aceeași tehnologie fac 2 tone. Unde? Au ei cu ce schimba rotația? Dacă în România e clar, rotația e cam scurtă, 4. Aici mai au ce spune? Greu de spus, pentru că după ce produci, trebuie să comercializezi ca să poți să-ți întorci banii, cum zic ei, da? Să ne întoarcem banul. Și atunci, dacă nu produci ce cere piața sau ce se vinde, poți produce ce vrei tu, dar unde dai?
și la ce preț dai. Și atunci nu, tendința este aceeași. De reducere, Rapid a început să crească destul de mult, fiindcă e prima cultură care dă banii, dar asta nu înseamnă că în Republica Moldova situația e mai bună ca în România la ora actuală, raportat la câtă Rapid s-a semănat și câtă mai e pe câmp acum. E cam același lucru. Deci, dacă urmărim județele Galați, Vaslui, Iași, ne putem da chiar și Suceava, dacă vreți, ne putem da seama prin comparație cam ce se întâmplă de partea asta la alta Prutului sau ce se întâmpla acum 10-12 ani. Și atunci ne putem da seama exact unde sunt ei și unde suntem noi. Potențial există, cum există și în România există potențial extraordinar de mare și aici, dar totul se referă la bani. Și un ultim aspect, ca și în România, o grămadă de tineri, da, au plecat peste graniță, nu fiindcă și-au dorit, fiindcă n-au avut altă variantă aici. Și sunt triști pentru că copiilor, nepoților, nu mai pot veni să se folosească de ceea ce au reușit să facă ei ca și fermieri, să zicem, și nu găsesc lucrători. Da? Pentru că mai nou lucrătorii pleacă în România, pentru că cei din România au plecat în altă parte și așa mai departe. Asta este situația, vom vedea în continuare ce se întâmplă și sperăm să întâmple lucruri bune. În România există o problemă, locurile de parcare și prețul de acces. Ce se întâmplă aici? Avem și noi problema cu locurile de parcare, avem deficit de spații, după cum vedeți, pur și simplu din cauza deficitului de spații, dar cu prețurile sunt normale. Care e nivelul de creștere? Către ce ați vrea să mergeți? Dacă e vorba de dorința mea, atunci vă zic că aș vrea ca la fiecare stand și la fiecare participant la care mă apropii să văd zâmbetul pe față și satisfacția în urma participării la acest târg.